Dacă tot am montat mai multe variante de Lenovo, vreau să vă arăt în felul următor o situație. Avem două variante de sisteme de camere montate, da? Ceea ce înseamnă odată varianta de cameră micuță, drăguță, elegantă, superbă, superioară, da? Iată cât de mică e că trebuie să și îmi fac practic partea aceasta de lupare cu camera, să o vedeți cât mai expresiv, cât mai bine. Așa, asta este o cameră care vede foarte bine. Și mai avem camera care vede cea de 180 de grade cu comutare. Depinde cine vrea, cât e de comod, cum vrea să aibă butoane sau să nu aibă. În acest caz nu s-a ales varianta de butoane, da? Așa că vom merge pe partea naturală. Ei bine, hai să vedem un pic situația, în ce fenomen și în ce situație stăm. Luăm cheia, bineînțeles, de-aia vă și prezint această variantă, pentru că este cu cea Lenovo, da? Asta care eu întotdeauna vă recomand, deoarece este cel mai superb aparat care, eu zic așa că l-am văzut eu personal până acum, care pot să-l recomand din suflet, pentru că este ceva super wow. Ai văzut? Cam atât ai trebuie până intră în sistem, deci nu e ceva super puțin. Așa, nu e ceva super mult, deci este ceva normal. În, ce să zic, 10-15 secunde, ea practic și-a făcut intrarea. Ok, acum, bineînțeles că știți, v-am arătat, am pentru această variantă, am vloguri foarte multe. Dacă intrați pe canalul meu de YouTube, Sound Identity, așa, și intrați în playlist-uri, sub playlist-uri, apeși și pe playlist-uri create și intri chiar la 01 top proiecte, chiar îl vezi, sau intri la 50, pentru că se numere toate folderele, ai Volkswagen, ei, și acolo poți să vezi foarte simplu partea aceasta de aparat foarte bine evidențiat cu toate aplicațiile lui. Bun, acum hai să vedem, da? Introducem un mașalier și iată ce super vom vedea partea aceasta de cameră. Ok? Deci, noi avem viziunea camerei într-un format foarte elegant. Dacă eu vreau să îi fac să dispară partea aceasta cu senzorii, pentru că nu avem senzori, ea va dispărea. Ok? Iată ce superb se vede inclusiv și partea de cârlig. Deci, avem acolo inclusiv partea de cârlig. Încerc să-mi scot mâna acum, dacă pot, să vă prezint chiar cât mai evidențiată soluția și situația. Așa? Așa că, iată, se vede super bine. Avem și ghidaje active care le putem activa din meniu. Depinde dacă comunică cu sistemul. Am să mă uit imediat în partea aceasta de setup să văd dacă aici este, da? Ia să vedem un pic back car, așa, assist touch. Să ne uităm la toate variantele. Așa. Reverse mirror, asta înseamnă în cazul în care eu îi dau așa. Iată, dacă acum mai dau un mașalier, s-a mutat ușa pe dreapta, dacă n-ați fost atent, da? Și am mutat lumea cine merge invers. Ok? Ia, eram curios și de partea asta dacă erau senzori. Așa, am încercat să văd dacă senzorii ar fi disponibili, dar nu sunt cu variantă de senzori video. Așa, deci nu sunt accesibil, pentru că iată, Touaregul are partea de senzori aici activă și nu are activitate într-un ecran. Deci, dacă îi dau reverse mirror aici, totul revine la normal. Mă mai uit un pic la partea aceasta de setări, dacă mai găsesc ceva unde ar fi partea aceasta de evidențiere, niște guideline sau ceva. Hai să vedeți ce am făcut, da? Iată, i-am dat frumos și partea de cornering. Deci de eu acum, dacă mă duc în stânga, mi-arată roțile în stânga. Eu acum, dacă mă duc în dreapta, mi-arată roțile în dreapta. Deci pot să am și activarea acestui sistem de cornering. Ok, voi ieși o idee mică în relief ca să văd aproximativ până unde am eu posibilitatea ca să văd cu această cameră de spate. Țin să vă... să vă spun, iertați-mă că m-am bălbuit, am pus pe un Touareg, tot așa nu mă aștept să revină, o cameră frontală care vede până în capătul străzii și vede practic până după bloc, deci vede toată mașina care vine din această stradă și ar vedea până în capătul străzii, așa, dacă eu sunt obturat. Bineînțeles că vedeți pe foarte multe mașini de ale mele care le-am tot pus și le-am tot evidențiat cu camere față, cu camere spate. Așa, așa că acum vă voi tot așa prezenta o situație în care eu voi
da, cu spatele, ca să mergem un pic și vreau să vă arăt cam cât de mult vede, iată, asta înseamnă întotdeauna la mine o cameră, știți bine, avem camere simple, bune și foarte bune. Ei, asta face parte din variantele foarte bune. De ce? Pentru că iată unde este tua regulă aici și iată unde este tua regulă aici. Deci vede demențial de mult, da? Deci nu doar că vede practic odată înalt, vede foarte wide, da? Deci repet, tua regulă, iată că este aici în dreapta mea. Deci nu este acolo, ci este aici foarte în dreapta mea și iată cât văd eu din el în momentul acesta. Uite, dacă și ies afară ca să vă arăt demonstrativ, da? Deci iată unde este tua regulă și eu îl văd. Deci este aici. Bun. Deci revenind la setup, da? Iată că încă văd 3 sferturi din toaregul expus. Ba. E bine, cam atâta este de știut pentru acest sistem de cameră. Am să mai parchez și cu fața, să vedem și cu spatele în varianta aceasta, care este opțiunea de vizibilitate, da? Așa, frumos light. E, și acum în setup-ul acesta, eu dacă îi dau, iată și aici, cum vede, vede excepțional. Deci, excepțional. Uite mașina care iese și uite-te unde este mașina care iese, da? Deci, repet, nu așa vede, ci vede mult încolo. Asta înseamnă o cameră foarte bună. Dacă mă uit unde este toaregul și unde este ușile de la acel magazin, iată, uite, aici este toaregul, da? Deci, așa, și dacă mă uit, iată unde este, deci dacă vă dați seama un pic cam cât trebuie să învârt telefonul ca să văd eu acel magazin, iată aici se vede foarte concret și perfect vizibil. E bine, păi ce să vă mai zic? Avem foarte multe variante, avem cameră față, cameră spate, cameră de vedere de monitorizare, avem monitoare întâlnire pentru copii, avem sistem de pornire din ceas inteligent, din telefon, tot ceea ce doriți. Totul este să ne sunați și să vă confirm ceea ce posibilități avem, da? Iată și comenzile de volan sunt funcționale, pentru că de multe ori mă sună câte unul că a cumpărat o navigație și nu-i merg comenzile de volan. Domnule, dacă îți cumperi ceva care nu este competent sau compatibil și îți cumperi de la alții, cere sfatul de la alții. Dacă mă suni pe mine, nu există să nu-ți meargă comenzile de volan, că le mănânc, așa. Bun, după care, bineînțeles, cu aceste videouri multe, fiind mulți și vizionați foarte multe soluții ale mele, încercați să le faceți cu altcineva sau să le implementați altfel. Eu de 1000 de ori v-am zis că aceste produse le am eu de vânzare, aceste produse încerc să vi le ofer eu ca să vă pot oferi și consiliere și garanție și tot. Degeaba cumpărați, montați la alții, nu știu alții, mă sunați foarte mulți cu multe probleme. Ei, mi-este greu dacă nu cunosc aparatul, da? Sau vorba vine românească, nu mi se merită, dacă cumperi de la altul eu să te ajut ca să-ți faci problema ta. Este corect și este ceva normal, sper să se înțeleagă. Asta de aia zic, pentru cei doar care mă sună și insistă că să-i ajut, mi-este foarte greu dacă nu este un aparat de la mine. Pentru că au diferite platforme, au diferite inteligențe. De exemplu, acum a venit tot așa un aparat cumpărat din China, că era mult mai ieftin, se uita omul, se orienta spre site-ul nostru. Și a trebuit o săptămână jumate până a rezolvat o problemă, până i s-a dat o soluție de intrare în factory settings, că nu era existent factory settings absolut nicăieri, da? Și până la urmă totuși a primit și după aia foarte ușor am putut face setarea. Dar sunt aparate unde nu avem soluții și nu avem documentație ca să vă pot servi sau ajuta. Ne găsiți foarte mult pe Facebook, Sandovan Cea, Sound Identity Hifi Oradea sau Încălzirii Scaune Oradea și Thor Tuning Oradea dealer autorizat, sisteme de evacuare electronice care sunt ceva super demențiale. Tot așa ne găsiți pe Instagram, Sandohifi, soundidentity.ro sau Thor Tuning Oradea dealer autorizat. Cel mai mult ne găsiți în canalul nostru de YouTube, unde dacă intri, te abonezi frumos și vă mulțumesc celor X10 și mii de oameni care sunteți alături de mine și vizionați aceste clipuri. Și vă mulțumesc de aprecieri și vă mulțumesc și celor care mai huiduiți câte una, oricum pe aia zbor și le dau bloc rapid. Pentru că n-am nevoie de oameni negativi, am nevoie doar de oameni care vede că și înțelege ceea ce vreau să explic printr-un asemenea clip. Eu vreau să vă prezint că se poate face, vreau să vă prezint că există posibilitatea și de
ghidaj activ și de comenzi active și într-un Touareg să pui practic acest nou look, da? Să funcționeze în orice mod. Poți să faci cameră care să-ți vadă practic bara de spate, să-ți vadă câligul, să-ți vadă tot, da? Nu ca să vadă doar negativități, pentru că sunt anumiți oameni care, de exemplu, văd și încearcă să caute câte o greșeală. În fine, asta e altă poveste. Esența este că se poate face orice, totul este să mă sunați între orele 11 și 19 de luni până sâmbătă, vinerea și sâmbătă încă puteți, dar duminica vă rog frumos să nu mă deranjați, pentru că nu răspund la apeluri, ok? Eu am fost Andu, mulțumesc că ai urmărit acest vlog, sper să mai vin și cu altele, aștept să vină Touaregul care l-am făcut, doar că l-am terminat foarte târziu, pe care am pus cameră față-spate panoramică, da? Și aia este ceva, un proiect extraordinar. Merci, bye bye, la revedere! www.soundidentity.ro, YouTube, Sound Identity. Vă salut!